can never stop using emojis. How about starting some vegetables? I am the one, the way you turn, don't need a gun to get. Asta e iarbă. Și-o ce o bătrânică asta? Acum? Vii mă la rock. Ziceam la rock, mă, dacă vii. 24 iunie. Da. Salută, mă! Dă-te-și tu un pic mai încoace. Mamă, îmi place la nebunie motorul. Ca și cum ai uitat la penisul unui alt bărbat. Tocmai și l-au scos. Acum și-l măsoară. Care o lară mai lung? Ia! Care, mă? Asta a fost ce fana, nu parcă mă față. Du-te, mă, de aici, mă! Să nu te uiți niciodată spre flacără, așa mi-a zis taică meu. Și am zis la un moment dat, hai, câtă nașpa poate să fie? Dar nu mi se întâmplă nimic. Cred că am uitat în jur de vreo 5 minute. În noaptea respectivă nu puteam să mai deschid ochii. Am lăcrimat toată noaptea. A doua zi mă plângeam ca un copil că mă ostură ochii. Și știți care a fost soluția? Cartofi pe ochi. Asta a funcționat. Metode Bobești. Ceva vibrează. Emma Pants. În ce viteză e asta de merge, pedalează așa drept și merge așa de încet? La semafor am o pedricică în picior. Ar trebui să încep să memorez câteva din mașinile astea pe care le întâlnesc pe drumul meu, deoarece sunt sigur că mulți dintre ei fac chestia asta zilnic. Și astfel o să-mi dau seama cine e de treabă și cine nu. De exemplu, tu ești de treabă, tu ești de treabă. Eurolines, nu-mi amintesc de un Eurolines. Ce răbdare am. Trebuie să-mi ofer un premiu. Bai, mersi. Adică eu mă dau pentru motocicliști, chiar îmi face plăcere să o fac. Se comportă de parcă ar trebui să primească un premiu. Gen, mamă, m-am dat pentru motocicliști, unde mi-e Nobelul? Mai tras de volan într-o parte sau în alta, e așa de mare efortul, care e faza? God, this is so sad. This is the smallest amount of power I've ever seen go to someone's head. De la o anumită vreme încoace, a făcut ceva click în mintea mea că motocicleta asta nu mai e de ajuns. Încă nu mai trage așa de bine. Foarte periculos gândul ăsta, pentru că mă face să mă cred puternic. Și când cred că sunt puternic, sunt de fapt vulnerabil. Gura mătii semnalizează morți. Băi, gen, să vă explic o treabă, că am văzut la cineva chiar un video.
La viteza asta eu nu pot să evit o portieră. La viteza asta nu pot să evit o portieră, la viteza asta poate. Și anume la 10 la oră. Și șoferi care vă mai... care vă mai uitați în p***a la video, șoferi care vă uitați la videourile mele. Bă, oamenilor, lăsați dracului mă spațiu pe stânga, că eu nu vreau să mă bag. Îmi bag piciora, că vreau să mă bag pe acolo. De câte ori n-am trecut eu pe roșu din greșeală pe aici, pentru că nu m-am prins niciodată că ăla este semaforul care dictează. Ce, da, în trecere nu mai vedea nicio mașină, team. Mamă, cred că de câte ori am... Ghibli. Cred că e Ghibli. Aud motor. A, de acolo, Kawasaki Air. 6N! Ha? Salut! Trebuie să faceți un semn, trebuie să dezvoltăm un fel de semn ca să ne înțelegem. Ca să îmi dau seama că... că m-ați recunoscut. Ia să mă gândesc eu la un semn sau... să-l facem. Nu, nu semnul ăsta. O, nu, a trecut ăla pe roșu, vai! Am luat și o seduție dintre astea scurte. Și mi se văd de gleznele. În România avem un sistem dintre ăsta revoluționar în care un vatman trebuie să coboare cu o tijă și să schimbe macazul. Stop! Oprește-te! Oprește-te! Hai să filmăm cum îmi bag eu codul.